Poate Petrolul să obțină calificarea la Zagreb după ce a fost învins acasă cu 1-3? Aceasta este întrebarea care stă pe buzele tuturor suporterilor ploieșteni. Recent venit în lotul lupilor galbeni, victorașa stafei e optimist din fire. Cred că ne putem califica, am foarte mare încredere în echipa în care mă aflu. Zic că a fost o mare neșansă la meciul din tur. Am avut peste 6 ocazii mari, însă nu am înscris. Mijlocașul a dat exemplul celor de la Liverpool, echipă care a întors rezultatul împotriva lui Milan în finala UCL. Fotbaliștii Petrolului vor avea și sprijinul fanilor în această partidă. Sunt așteptați peste 100 de suporteri, iar printre invitații clubului sunt și câțiva dintre cei care au jucat la Zagreb acum 47 de ani, tot într-un joc european. Octavian Dincuță, Camil Oprișan, Mircea Dridea și Edi Iuhas, cărora li se adaugă Gică Liliac. Iar dacă va fi ca jucătorii Petrolului să nu reușească să obțină calificarea, croații se tem ca nu cumva să fie ajutată indirect de disensiunile dintre facțiunea dură a suporterilor gazdă, care se află în conflict cu conducerea clubului. Se zvonește că aceștia vor face totul ca Dinamo să piardă meciul la masa verde.